Interviurile video pe PS News continuă astăzi, iar alături de mine îl am pe domnul Dinu Iancu Selejanu, candidatul Partidului Național Liberal la Consiliul Județean Sălaj. Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de mine. Bine v-am găsit! Cum spuneam, ați decis să candidați din nou la președinția Consiliului Județean Sălaj. Ce v-a determinat să faceți, repet, din nou acest pas? Dorința mea de a mă implica mai mult în viața județului în care trăiesc. Urmă, a fost foarte important să fiu partea unei echipe în care cred. Vorbesc aici de un politician cu anvergură națională. E vorba despre ministrul transporturilor, domnul Lucian Bode, alături de care am făcut echipă și fac echipă de 12 ani. Dacă vom fi perseverenți, dacă vom ști să construim cu adevărat pentru locurile în care ne-am născut, unde trăim, unde ne avem familiile, putem să ajungem la rezultate care să ne dea posibilitatea să știm că n-am trăit degeaba în această lume. Deci trebuie să ne implicăm în politică. Multă lume ar spune că trebuie să facem doar ce am învățat la școală. Vedeți, dumneavoastră, politica nu este neapărat o profesie pe care să o facă doar unii oameni instruiți pentru așa ceva. Fiecare om din societatea românească are dreptul și cred eu, pe măsura posibilităților și obligația de a se implica mai mult, pentru că degeaba vom sta pe margine și vom comenta non-stop, nu vom ajunge la niciun rezultat. Așa că toți oamenii cu experiență și cu puterea de a se implica, cred că ar trebui să o facă. Pe mine asta m-a determinat. Apartenența la un grup care văd că lucrează pentru bunăstarea oamenilor din județul Sălaj, pentru dezvoltarea județului în întregul său, în așa fel încât să avem puterea să ne implicăm mai mult și să știm că prin munca noastră putem să ajungem la rezultatele pe care ni le-am dorit. De cât timp sunteți implicat în viața politică și în cea administrativă? Uitați, prima dată am candidat din partea unui partid mic, nou înființat, PIN, dar ne-a lipsit atunci și mie și oamenilor care m-au înconjurat în acea formațiune politică, ne-a lipsit experiența. În 2012 am intrat în această echipă alături de Lucian, alături de alți oameni foarte buni din Sălaj și am ajuns să fiu consilier județean. A fost o experiență extraordinară pentru mine, pentru că mi-am dat seama de ceea ce se întâmplă în administrație, de felul în care se face politică, de felul în care se administrează județul. Pe urmă, de 4 ani de zile, sunt consilier municipal, în Consiliul Local al municipiului Zalău. La fel, o funcție care îți dă posibilitatea să te familiarizezi cu tot ceea ce înseamnă administrație publică locală. Aveți un nume foarte rezonant în România, oamenii vă cunosc, cei care ne privesc sunt sigură că vă cunosc. Cum credeți că vă va ajuta activitatea de președinte al Consiliului Județean Sălaj? Aș putea să vă răspund în multe moduri la această întrebare. Eu sunt convins că dacă ți-ai făcut un nume în această țară, ești un om vizibil, un om pe care alții îl pot respecta. Deci nu întâmplător mă cunoaște o țară, mă cunosc oamenii în urma activității mele, în profesia pe care mi-am ales-o și pe care am desfășurat-o. De aceea pot să vă spun că am întâlnit de-a lungul timpului foarte, foarte mulți oameni de mare valoare. Și aș vrea să încep amintindu-vă de câțiva oameni de la care am învățat enorm de mult și a căror experiență mi-a fost benefică în activitatea mea. Vorbesc de Nicolae Furdiancu, vorbesc de Ioan Bocșa, vorbesc de Dumitru Fărcaș, de Veta Biriș. Au fost artiști care s-au consacrat la nivel național. Gândiți-vă că au și o experiență de viață extraordinară și încă de atunci mi-am dat seama că nu este de ajuns să îmbrățișez o anumită activitate culturală, ci și modul în care o faci. Eu niciodată n-am fost un om care să mă duc cu mâna întinsă la o masă să cânt pentru a face bani. De acolo, zgândărind cumva orgoliul unui mesean sau unui om care ne ascultă. Am avut o școală foarte bună,
în persoana celor pe care vi-am adus în atenție, oameni care mi-au spus că am o obligație pentru folclorul românesc. Trebuie să avem un respect pentru tradițiile populare românești, pentru identitatea națională. Toți, Nicolae Furduiancu, Ioan Bocșa, Dumnezeu să-l ierte, Dumitru Fărcaș, n-am văzut un om care să ține mai mult la țara lui, la oamenii din această țară, la locurile de unde s-a născut, la locurile din Maramureș, cum o făcea dumnealui. De aceea în fiecare spectacol avea un mesaj pentru apartenența națională, pentru valorile creștine, pentru valorile tradiționale, cultul pentru muncă, pentru lucrul bine făcut. Toate lucrurile acestea mi-au dat posibilitatea să cred și eu că pot să fac mai mult pentru neamul meu. De aceea, de-a lungul timpului, m-am întâlnit și cu oameni politici. Și mi-a rodit așa în minte ideea că poate trebuie să ne implicăm mai mult politic dacă avem această chemare. Cine v-a impresionat foarte mai mult? Cel mai mult? Cine din politică? Da. Uitați, l-am cunoscut de multă vreme și mi-a rămas un om care mă inspiră, domnul Emil Boc. E un om deosebit, un om cu mult bun simț, un om dedicat profesiei dumnealui, dedicat comunității de acolo din Cluj, a fost dedicat și românilor. Datorită dumnealui și colegului Lucian Bode, am intrat în politică într-un mod mult mai serios. Mi-a spus, da, merită să candidez dacă tu crezi că poți să faci carieră din asta, dacă vrei să continui munca politică. Pentru că am întâlnit foarte mulți oameni care m-au întrebat de ce va trebui să intrați într-o ACA cu poși, de ce trebuie să intrați în politică, de ce să profite alții de dumneavoastră. De mine n-a profitat nimeni. N-am fost sluga nimănui dintr-un partid politic. N-am intrat în politică ca să-mi dea oamenii de la partid ordine, ci din dorința de a mă implica după gândurile mele, după mentalitatea mea și a face ceva bun în folosul oamenilor. Fix de implicare vreau să vorbim și aș vrea să vă întreb care este primul lucru pe care îl veți face încă din prima zi de mandat, după ce veți obține votul cetățenilor? Ei, prima zi, vă referiți chiar la prima zi? Chiar la prima zi, începând din prima zi. Poate o să schimb scaunul de la Consiliul Județean, cel pe care a stat președintele de până acum. Poate vine așa ca să poate devină scaunul pentru lucrurile care nu s-au întâmplat așa cum ne-am dorit noi în județul Sălaș. Vedeți, dumneavoastră, lăsând gluma deoparte, în prima zi am să depun jurământul pentru această funcție de președinte al Consiliului Județean și cu siguranță o să am un mesaj pozitiv, de încurajare, plin de optimism pentru cei care lucrează în Consiliul Județean. Pentru că, de fapt, rezultatele muncii unui președinte de Consiliul Județean depind foarte mult și de echipa cu care lucrează în Consiliul Județean. Sunt convins că acolo sunt foarte mulți oameni care își doresc o renaștere a activităților și își doresc să-și realizeze anumite obiective prin munca lor, care se facă mândri de a fi beneficiarii acelor salarii pe care le au astăzi, atât de mult hulite de oamenii de pe stradă. Dacă un om la locul de muncă are satisfacția că și-a făcut munca cu bine și că are rezultate, cred că va umbla mai frumos pe stradă, va zâmbi mai mult și va fi apreciat și de cei din comunitatea în care trăiește. Asta mi-aș dori să fac în prima zi, să transmit un mesaj de optimism și că se poate și la noi în Sălaj să dezvoltăm Sălajul, încât să fim priviți cu drag de oamenii de pe stradă. Cum arată pentru dumneavoastră societatea ideală aici, în România? Cum o vedeți? Vedeți, dumneavoastră, eu am trei principii de bază. În primul rând, că fiecare societate pe care o reprezentăm trebuie să conteze foarte mult pentru noi. Și că munca noastră poate să înnobileze și să înfrumusețeze locurile și viața oamenilor pentru care muncim. Mi s-ar părea normal ca alesul să fie robul aleșilor, adică cel care ne alege să fie stăpânul nostru, și toată atenția noastră să se concentreze
pe bunăstarea cetățeanului. Și astea nu sunt cuvinte de politician, sunt cuvintele unui om care crede în Dumnezeu, care are o familie de care este mândru, care are o carieră de care este mândru. Asta ar trebui să fie societatea ideală. Toți să avem speranța și optimismul că putem să contribuim la dezvoltarea societății noastre și că putem să trăim în armonie unul cu altul. Indiferent de etnie, indiferent de confesiune religioasă, cu toții trebuie să ne dedicăm vieții sociale și să creăm o societate în care să putem trăi în armonie. Să trăim frumos, o societate în care să putem fi liberi și fericiți. Oricâți bani am avea, dacă nu suntem fericiți, cred că nu e o viață, nu e o situație plăcută pentru fiecare dintre noi. Dacă v-ați putea întoarce în timp, ce greșeală n-ați mai repeta-o? Dacă m-aș întoarce în timp, fiecare om, cred că în viața lui, face diferite greșeli. Așa. Dar nu pot să spun că identific o greșeală pe care n-aș mai face-o. Pentru că viața îți oferă posibilitatea să muncești și cine nu muncește, nu greșește. Important e să fii perseverent, să fii curajos, să mergi înainte și să muncești. Chiar dacă greșești, important este să-ți asumi greșeala și din fiecare greșeală să înveți. Nu vă pot da o greșeală pe care am făcut-o și n-aș mai face-o, pentru că n-am făcut nicio greșeală fatală care să-mi rămână în minte și din cauza acelei greșeli să sufere oamenii din cauza mea, din cauza acestor fapte, sau eu să sufăr în așa fel încât să-mi aduc aminte de o anumită greșeală. Sunt foarte curioasă, ați avut vreodată vreun moment în care, nu știu, ați spus, uite, de ce oare am intrat eu în politică? V-ați pus vreodată întrebarea? Să știți că am o viață, am o viață liniștită. O viață care mi oferă multe satisfacții. Îmi oferă timpul necesar pentru a mă ocupa de familie. Dar nu cred că mai putem să stăm deoparte. M-am gândit de multe ori, oare e bine ce fac, oare nu e bine, pentru că tot timpul trebuie să ai un dialog interior, tu cu tine, încât să iei decizia cea mai bună. Decizia am luat-o, aceea de a continua în politică și de a mă dedica mai mult. Pentru că e nevoie de oameni care să creadă în ceea ce fac și care să fie siguri că împreună cu ceilalți din echipa lui pot face lucrurile să meargă bine. Ce vă caracterizează ca și om? Ei, vedeți, tocmai v-am spus. Sunt perseverent, sunt curajos, sunt un om care iubește oamenii. Aș vorbi de perseverență pentru că, vedeți dumneavoastră, un copil, al patrulea băiat la părinți, s-a dus și el în lume. Am început să cânt. Nimeni din familia mea nu m-a încurajat să fac acest pas. În schimb, eu am crezut în forțele mele, mi-am dat seama de darul pe care îl am, de posibilitățile pe care le am și am fost perseverent. Am început să cânt în locuri mai puțin văzute, pe urmă am ajuns să cânt la televiziunea națională, am ajuns să cânt pe scenă, mi-am dat seama de importanța, mesajul pe care îl transmit oamenilor, o stare de bine, bucuria de a ne vedea, de a zâmbi, de a împărtăși din valorile pe care le avem noi ca și popor. Vedeți că în muzica populară cântecele tratează diferite evenimente din viața unui om. Fiecare lucru trebuie spus în așa fel încât să-ți stârnească acea emoție pozitivă în sufletul celor care ne ascultă. Am avut curajul să iau această decizie singur. Am fost cumva împotriva tuturor celor din familie, dar nu un război, un conflict din care cineva să piardă, ci pentru a le demonstra că am dreptate și că au motive să fie fericiți și bucuroși cu mine în casă. Familia a fost reticentă când v-ați implicat în politică? Să știți că pentru început da. Pentru început da, pentru că au perceput politica ca și majoritatea românilor. Au perceput faptul că eu mă implic în politică ca și o posibilitate de a fi atacat tot timpul, de a ne distruge liniștea și fericirea familiei. Le-am spus că nu trebuie să gândim în acest fel, trebuie să avem curaj, trebuie să avem demnitate și până la urmă trebuie să ne asumăm anumite responsabilități. Eu sunt bărbat, așa m-am născut și am o chemare pentru a mă implica tot timpul în comunitatea în care trăiesc.
De aceea am făcut acest pas, dar ce m-a bucurat acum când am luat decizia de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, susținerea totală a familiei. Mai puțin cel mic, Luca, care are 10 ani și care spune, tată, urăsc politica asta. De ce se face atâta politică? De ce oamenii se atacă atât de mult? Chiar dacă are 10 ani, înțelege, are o judecată foarte, da, foarte bună și îmi place la el faptul că este pozitiv. Tot timpul își dorește armonie, își dorește bucuria celor din fața lui și cel mai important lucru, așa i-am învățat, așa sunt și eu, ne recunoaștem greșelile. Toți suntem supuși greșelilor, dar în momentul în care ne recunoaștem o greșeală, oamenii din fața noastră ne vor aprecia mai mult și rănile pe care poate le-am produs vor fi atenuate de această recunoaștere a noastră. Ce considerați că este mai important, să câștigi sau să ai dreptate? Ei, cum să răspund la această întrebare adresată mie? Tocmai vă spuneam că putem să greșim. Deci nu consider că sunt deținătorul adevărului absolut. Întotdeauna trebuie să avem un dialog cu cei din jurul nostru, să ne spunem părerea, să argumentăm tot ceea ce spunem, dar dacă vom vedea că nu avem dreptate, trebuie să recunoaștem că n-am avut dreptate și să luăm ideile bune de la cei care vin cu ele. Și nu dorința de a fi tu deținătorul adevărului absolut. Deci, societatea poate să câștige atunci când există un dialog real. Și când tu recunoști că și cei din jurul tău au experiență, au merite și că te-ai înconjurat de oameni competenți. Până la urmă, dialogul te face să câștigi chiar dacă tu câteodată nu ai dreptate. Mai bine încerci și greșești sau nu încerci deloc? Întotdeauna voi încerca. Am spus că sunt curajos și că sunt perseverent. Haideți să vă dau un exemplu. Consiliul Județean Sălaj intră pentru al patrulea an consecutiv cu o sumă foarte importantă în nou buget care le-a rămas de anul trecut. Deci la final au avut excedent bugetar. În acest an au intrat cu 68 de milioane în plus. Păi nu mai bine se încerca și să găseau soluții pentru a cheltui acești bani în beneficiul oamenilor. Pentru că sunt atâtea lucruri de făcut. Dar dacă nu ai curajul să încerci și ai tot timpul frica de a greși, nu o să faci niciodată un progres. Deci mai bine încerci și greșești. Spune. Trebuie să încerci și trebuie să măsori de 10 ori cu riscul de a greși și să tai odată. Dar dacă nu încercăm, nu o să facem niciodată nimic. Care credeți că va fi cel mai mare regret al dumneavoastră la bătrânețe? Acum, eu având 3 copii, unul de 19 ani, unul de 14 ani, unul de 10, nu mă consider bătrân. Cu toate că la 51 de ani poți să spui că ai destulă experiență și nu mai ești un om tânăr, nu mai ai acel elan pe care l-ai avut la 25 de ani, la 30 de ani, dar ai experiență mult mai multă. Viața politică activă cred că va începe de acum pentru mine. Deci nu știu care vor fi regretele la bătrânețe. Hai să vedem ce fac la Consiliul Județean, ce lucruri dezvoltăm în județul nostru și să ne dăm seama pe urmă ce vom regreta. Că n-am făcut mai mult într-o parte, în alta. Nu știu încă. Nu știu. Cu siguranță nu o să regret că am făcut acest pas de a intra în politică. Pentru că mi-am asumat și mi-asum această decizie și sunt conștient că o fac pentru că am o chemare pentru asta. Chiar dacă nu veți obține mandatul, să spun așa, veți continua să... Nu-mi pun această problemă. Implicat în politică. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, eu am mai candidat. Și mi-am cunoscut atunci șansele, dar am susținut o echipă. Am susținut o echipă în care am crezut și în care cred și astăzi. V-am spus, sunt apropiat de domnul Emil Boc, de Lucian Bode, sunt apropiat de viitorul președinte al Consiliului Județean de la Bihor, de domnul Ilie Bolojan, îl cunosc pe domnul Veștea de la... Sunt prieten bun cu domnul Veștea, Adrian de la Brașov, cu domnul Dumnezeu de la Alba Iulia, cu domnul Alin Tișe de la Cluj. Deci sunt înconjurat de oameni care îmi pot împărtăși din experiența lor și știu că de această dată voi câștiga. Și că mă voi duce să muncesc. Sunt hotărât să mă duc
și să rezolv problemele cu care se confruntă județul Sălaj, astfel încât să nu mai fie considerat un județ de mâna a doua. Să fie considerat un județ cu drepturi depline, așa cum o merită după istoria pe care o are în spate. Apropo de județ de mâna a doua, cum spuneați dumneavoastră, de ce credeți că e așa mare discrepanța între județul Sălaj și alte județe învecinate? Eu cred în primul rând că politicienii din Sălaj n-au avut anvergura necesară pentru a avea relațiile obligatorii cu celelalte județe din jur și cu cei de aici, de la București. Deci degeaba ești președintele Consiliului Județean dacă vei sta închis într-un birou, dacă nu vei avea puterea să colaborezi și cu ceilalți din jurul tău, vorbesc aici de alți președinți de Consiliul Județene, dacă nu vei găsi soluții să ai proiecte comune împreună cu ei și asta să te integreze într-o regiune dezvoltată. Asta cred că ne-a împiedicat pe cei din Sălaj să fim la fel de bine dezvoltați ca și cei din jurul nostru. Aceste considerente că suntem oameni care ne putem mulțumi și cu puțin și că poate nu avem șansa, datorită numărului de locuitori sau a teritoriului mai restrâns, să ne comparăm cu alții. Eu cred că ne putem compara cu orice județ pentru că avem oameni valoroși și dovadă stă faptul că avem un liceu care produce în excelență în Zalău, Colegiul Silvania, al căror absolvenți au intrat la cele mai bune facultăți în țară și în străinătate. Avem oameni care lucrează la NASA, avem oameni care lucrează în IT, avem oameni care lucrează în bursa electronică din Chicago, sunt multimilionari, sunt oameni competenți, deci avem copii, avem resurse umane, trebuie să și credem în noi și atunci cu siguranță ne vom situa și noi pe același palier cu alte județe. Contează abordarea foarte mult. Nu voi fi niciodată un președinte care stă în birou și să dea ordine. Întotdeauna voi fi între oameni și voi avea deschidere și puterea de a învăța de la alții care ne oferă exemple bune. Dar care sunt aturile județului pe care ați vrea să le valorificați? O întrebare foarte bună. Uitați să, tocmai vă spuneam de istoria noastră. Noi nu trebuie să uităm că am avut oameni ca Simeon Bărnuț, Gheorghe Pop de Băsești, Iuliu Maniu, Corneliu Coposu, care au făcut enorm în istoria României, în istoria Transilvaniei. Avem castrul roman, de care foarte puțină lume știe, nu știu dacă dumneavoastră știți de castrul roman. În anii 200 locuiau acolo 30.000 de oameni. A fost cea mai mare așezare a Imperiului Roman de Nord. Avem istorie, avem bisericile din lemn, nu avem trasee turistice, nu avem alte obiective care să completeze un traseu turistic. Dar avem istorie, avem lucruri în spate. Avem pălinca de Zalău. Toată lumea o cunoaște. Poate fi un brand al nostru, al sălăjenilor. O să spuneți de ce pun lângă bisericile din lemn pălinca. Pentru că e creștinește să servim un pahar de pălincă, un pahar de vin și, cum spune vorba cântecului, băutura încă e bună dacă o bei cu voie bună. Dacă o bei fără plăcere, se slobode în pingele. Deci contează cât bem. De ce n-am putea face prin pârghiile care ne stau la îndemână, propuneri către legislativul României, să propunem, de exemplu, scutirea de la accize pentru produsul nostru tradițional, pălinca de Zalău. Pentru că astfel am duce la o fiscalizare a respectivului produs, la un brand, la un butelier, într-un mod colectiv, fiecare poate să aibă o părticică din etichetă, cu brandul lui personal, nu? Din ce distilărie vine sau din ce localitate vine. Deci soluții sunt. Trebuie să visăm, trebuie să credem și trebuie să implementăm. Ultimul minut și o ultimă întrebare aș avea pentru dumneavoastră, o curiozitate. De ce PNL și nu, de exemplu, PSD? Eu am 51 de ani. Am trăit în comunism 19 ani. Pe urmă, am avut contradicții în familia mea,
cu tatăl meu mai ales, pentru că am fost singurul care am votat cu Ion Rațiu. De ce am votat cu Ion Rațiu și nu am votat cu Ion Iliescu? Pentru că mi-a plăcut foarte mult acea expresie a domnului Ion Rațiu, care a spus așa, chintesența democrației o văd astfel încât eu voi lupta până la ultima picătură de sânge pentru ca dumneata să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. PSD-ul mi s-a părut un partid care denigrează orice forță politică care i-ar sta, care ar fi concurentă. Nu asta înseamnă să fii democrat. De exemplu, dacă eu câștig Consiliul Județean Sălaș, nu pot să-i tratez pe oameni diferit doar pentru că nu m-au votat. Atunci ce democrație ar mai fi în mine, nu? Care ar fi valorile mele democratice? De ce trebuie să sufere un om pentru că a ales un primar de altă culoare? Trebuie să dezvolt societatea în întregul ei. PSD-ul mi s-a părut puțin că a fost continuatorul Partidului Comunist Român. A fost sau comunismul, poate că mai este și astăzi, mai sunt reminiscențe. Nu am văzut o deschidere spre reformare. Îmi doresc un partid și mi l-am ales, Partidul Național Liberal, pentru că vine din istoria noastră, ne aducem aminte de brătieni care nu au fost politruci, au fost oameni de stat și au vândut moșii, au avut legături și conexiuni destul de puternice pentru a-și atinge idealul, aceea de a forma statul național unitar român. De aceea m-am înscris în PNL, pentru că avem valori pe care le putem împărtăși. Îmi doresc ca fiecare om să fie liber să se exprime, respectând totuși și convingerile celuilalt, adică neatingând drepturile și libertățile uneia sau altuia prin convingerile lui. Dar cred că deschiderea noastră spre liberalism duce și la progres. De aceea sunt în PNL și nu în PSD. Domnule Sălăjeanu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi. Mulțumesc! Mulțumim!